Știm cu toții că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Dacă vorbim despre micul dejun la modul serios, sunt 5 lucruri care trebuie neapărat lămurite. 1. Trebuie să existe. Săritul peste micul dejun, din punctul meu, este inacceptabil, indiferent cât de aglomerați am fi. Chiar dacă bem un shake în mașină, în drum spre muncă, nu recomand, dar știm să facem compromisul, micul dejun nu trebuie sărit. 2. Micul dejun trebuie să aibă un aport de glucide, care să ne dea energie. Poate să fie din legume, poate să fie din fructe, din cereale integrale, dar trebuie să ne gândim că trebuie, foarte, foarte important, acest lucru să existe. Categoric, micul dejun trebuie să aibă și proteine. Dacă spun proteine, probabil în primul și în primul rând, în gând vă vin ouăle, de obicei de găină, dar pot fi și de alte animăluțe zburătoare de pinograd. Al patrulea lucru, dacă vorbim de micul dejun, este că trebuie să începem hidratarea. Și nu, cafeaua nu hidratează. Hidratează apa, hidratează laptele, țana, chefir, ayran, derivate lactate. Că am vorbit de cafea. Nu evitați și nu ezitați să beți cafea. Una, e super bună dimineața, mai ales dacă aveți acest obicei. 2, maxim 3 peste zi, dar aș rămâne totuși la 2. Și să nu uităm, apropo de cafea, că dacă vin alte băuturi care au cafeină, fie ele energizante sau nu, și acolo trebuie să ținem cont că aducem un aport de cafea. Și punctul 5, îndrăznesc să vă spun ceva din suflet. Cu dejun, dacă nu e de la grăbit shake în mașină, luat pe drum așa, ar trebui să fie primul moment de liniște al zilei. Ne-am așezat la masă, facem cafeaua, ceaiul, lăpticul, ce vrem, ne facem ouăle, ne tăiem roșia, scoatem măslina și o felie de pâine și ne gândim ce avem de făcut. Dacă suntem în cuplu cu toții, dacă nu singur, e important la mese, în general, dar mai ales la micul dejun, să descoperim ceea ce câteodată uităm pe nedrept. Plăcerea de a lua masa. Masa nu este o obligație, este o plăcere și poate este momentul cel mai frumos din zi când îmbin utilul cu plăcut. Utilul de a mai aduce hrană, de a mai aduce energie ca să-mi desfășor activitatea de peste zi și plăcerea acel moment extraordinar în care pot liniștit să-mi pun gândurile în ordine. Nu mestecăm repede, nu înfulecăm, nu ne grăbește nimeni, dar nici nu stăm mai mult de 20 de minute la masă. Micul dejun înseamnă 10-15 minute de liniște. Nu există rețeta perfectă de mic dejun. Nu înseamnă că dacă britanicii mănâncă cartofi cu fasole, e rău. Dacă francezii mănâncă cafea au lei cu croissant, e rău. Sunt variațiuni de glucide, proteine și, evident, într-o anumită măsură și lipide. Important este să ne simțim bine, să dăm energie și atenție. Tot ce mâncăm, calculăm fie și aproximativ calorii ca să intrăm în ceea ce se numește necesarul zilnic caloric.